Amândoi suntem la școala 3 Constantin Parfene Vaslui. Eu am 14 ani, sunt în clasa 8. Iar eu am 10 ani și sunt în clasa 4. Ambii facem parte din grupa de robotică de la Centrul de Excelență Vaslui. Și împreună cu Centrul de Excelență Vaslui am cumpărat acest kit Enspiro. Să vedem ce este în cutie. Avem instrucțiunile. Am intrat pe arduino.cc și am descărcat Arduino IDE. Apoi am încărcat codul oferit de NextLab, căruia i-am adus niște îmbunătățiri. Aceste îmbunătățiri constau în adăugarea unui senzor de temperatură, care poate servi diferite scopuri, cum ar fi dacă într-o zi este mai cald, îi putem oferi plantei mai multă apă, dacă este mai frig, mai puțină apă și așa mai departe. Pentru a integra această componentă în programul nostru, avem nevoie de biblioteca sdht.h, trebuie să inițializăm senzorul DHT și să găsim un pin liber pentru a îl conecta la plăcuța Arduino. Aici, la începutul codului, avem codul pentru LCD și citirea umidității solului, începând cu pinul 11 care setează un voltaj pe circuit. Apoi aici în void loop, aici începe practic treaba senzorului de temperatură. Noi l-am pus pe senzorul 3, pe pinul. Noi l-am pus pe pinul 3, deoarece acela a fost mai liber și am început să citim de la senzor. Apoi putem afișa temperatura aici, după acest Celsius pe care l-am scris indicativ pentru a ști ce este cu valoarea asta. De asemenea, acest senzor poate captura și umiditatea din aer, foarte ușor, pe care o din nou o afișăm aici. Acum. În continuare vom prezenta funcționalitatea proiectului. Avem cele două cutii de baterii care alimentează pompa și plăcuța Arduino. Avem și senzorul de umiditate care este în solul plantei. Și să alimentăm circuitul. Pornim plăcuța Arduino și LCD-ul și pornim și pompa. Vedem că pompa începe să dea apă plantei și acum că umiditatea a trecut de 450, pompa nu mai dă apă plantei, de asta vom scoate senzorul de umiditate.
iar pompa începe din nou să funcționeze. Vedem că imediat ce introducem senzorul de umiditate, LED-ul de la potențiometru pornește din nou. Iar uitați, umiditatea este la 468, mai mare de 450. Avem și temperatura, care este înregistrată de senzorul SDHT, temperatura din aer și releul care dă, care practic dă putere motorului.